Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! TV Electron în Bit vă prezintă știrile locale. În strada Mihai Viteazul, fără număr, circa 30 de garaje sunt somate spre demolare de către primăria Rădăuți. Cetățenii care le dețin le-au amplasat cu o autorizație provizorie acum mai bine de 25 de ani, pentru că pe sub ele trecea o conductă cu agent termic a Societății Servicii Comunale, autorizarea acestora a fost mereu provizorie. Odată cu înlocuirea acestor țevi pe un alt traseu, după ce consilierii au legiferat cumpărarea terenurilor de sub garaje, după ce și-au achitat la buget taxele de închiriere pe întreg anul 2009, s-au trezit cu somație în vederea demolării. Totul este legal. Deci, din momentul când s-a făcut, totul este legal. Inclusiv am plătit. Deci, ele sunt de prin 92. Relu, din ce an sunt făcute astea? Păi sunt făcute cam de prin 90. Să știi din ce an sunt astea? De prin 92, 91, 90. Din 85. 86 ne-am mutat. La 87. Aveți un contract de închiriere? Avem proiect tot. Contract de închiriere. Știți că tot sub hotărârea Consiliului Local s-a trebuit suprafața respectivă închiriei, da, cu destinația garaj. În situația că se va face nu știu ce, va fi ceva nevoie, probleme, că pe aici au trecut seava și conducerea pe dedesubt, alea erau cele. Încălzirea. Totul e dezafectat. E dezafectat. Totul trece pe aici pe față. Pe aici pe față, deci că acolo dedesubt e închis, nu e nicio problemă, știți? Noi, și noi am plătit chiria, am plătit toată chestia asta, știți? De fiecare început de an, am plătit toată problema asta. Plătim anticipat impostul pentru suprafața de teren sub închiriată? Da. Am putea constata că prețul chiriei care a fost până acum, da, care l-ați plătit, aproape că v-ați plătit poate chiar de două ori teren, nu? Da. A devenit ceva cu asta. Da. V-a consultat cineva, se poartă o discuție, așa cum ai zis. Eu personal am fost la primărie. Nu. Acum nu ducem asta moara la sac. Nu. Ar trebui să vină aici, să vină să vadă impactul care îl are asupra locuitorilor din zonă, să vadă ce spune, pentru confort, în primul rând, trebuie al dumneavoastră. Nu a fost nimeni, nu ne-a întrebat absolut nimic. Deci, practic, putem spune că primarul s-a trecut pe propria moșie și s-a privatizat pe cum are o fabrică personală, nu? Nu este nicio hotărâre din Consiliul Local. Ne-am trezit cu afișele astea pe... Avem dat o hotărâre din Consiliul Local în care dăm posibilitatea proprietarilor de garaje construite legal să-și cumpere terenul, să-și intre legalitate. Ce înseamnă legal, domnul primar? Care și-au construit pe baza unei autorizații de construcție, chiar dacă este provizorie. Deci cu consimțământul autorităților locale. Că știți ce se întâmplă? Noi n-am primit autorizație provizorie pentru faptul că nu eram proprietari de teren, eram numai chiriași. Da. Dar aveți un contract de închirie? Da, este. Dar pe ce bază ne-a pus să spun? La ce că plătim chiria? Plătim pe baza unui contract. Acum problema este... Noi ce solicităm dacă nu vă supărați? Solicităm dacă se poate și cu marea majoritate, domnule, vindeți-ne bucata de pământ și scăpați de probleme. Și construim, facem să intrăm în legalitate cu aprobarea. După părerea mea, trebuie să faceți un următor. Să vă uniți toți care aveți garaje, să solicitați Consiliul Local sau primării să vedeți cam acum este terenul, că dacă este domeniul public responsabil sau asupra domeniului public, este dați-o voi să vorbesc eu, responsabil este Consiliul Local și nu poate să iau decizii primarul sau primarul decât numai proprietarul. Proprietarul, prin Constituția și legile României, este Consiliul Local, dacă domeniul public. Acum trebuie identificat, pentru că sunt în două variante. Nu știm, nu cunosc situația, nu am în extras de care funcționare. Poate dumneavoastră aveți. După care se identifică cu cui este terenul, cu acceptul dumneavoastră toți la fel, se poate realiza un proiect comun, la timp vine să se purtați o discuție cu primarul ca să aibă un estetic, pentru că astea la timpul respectiv, înainte de 90, arată bine, la ora actuală cum arată, nu arată chiar așa de frumos, hai să fim corect. Pentru că nu dă o fațadă și o imagine plăcută blocurilor din jur, să mai știu eu cum. Dar în comun, adică vă interesați ca ce ar costa un proiect, să faci un proiect de fațadă, de asta, veniți și faceți o cerere la Consiliul Local, să vă aprobi proiectul respectiv. Cerere comună, da? Așa, o cerere comună. Și după aceea avea fiecare să prindă bine și în felul cum o să o tărască pe bază de proiect, proiectul poate iniția și un grup de cetățeni la 5% din numărul de vot sau un consilier sau primarul. Așa. Dar întâi trebuie să vedem situația juridică a terenului, să nu fie situația juridică a terenului proprietate particulară, că nu putem hotărâ, adică numai dacă este domeniul public sau proprietatea statului. Astea două forme care există.
În momentul în care găsim o soluție, eu acum am rămas surprins, pentru că vă spun, în ultima perioadă, domnul primar, cred că stă mai după program, poate mai își trage și un întăritor și gândește de unul singur. Dacă eu sunt consilier, sunt viceprimar și vin și văd niște astea, cred că ar fi trebuit să consulte cu executivul din primărie, să consulte cu cetățenii care sunt afectați, care sunt în cauză. Că nici eu cred că nici primarul nu i-ar conveni dacă ar fi fost alt primar și el un simplu cetățean, după ce plătește 20 de ani, spune, domnule, ia-ți că a trebuit și pleacă. Să vadă, aveți posibilitatea să vă modernizați, că nu mai corespund garajele. Să vedem impactul ce spun și ceilalți cetățeni. Și hotărârea este, în primul rând, conviețuiți în vecinătate și trebuie să vă asigurați cele necesare. Deci dacă a venit timpul și fiecare apartament deține o mașină, deci nu puteți spune, domnule, duci și parchează în altă localitate. Sau duci și dacă ai plătit cu 20 de ani cu acceptul primăriei că vom casa banii, deci acum a fost un parteneriat. Primăria să nu mai recunoască banii care ați plătit până acum sau un drept de continuitate sau eventual o modernizare, că necesită o modernizare, că pur și simplu poate ochiul nu arată așa de bine. Dar întâi să vadă dacă vă puteți înțelege, dacă acceptați terenul să mă știu acum. Bine ar fi fost să vină să analizeze la fața locului ceea ce doresc cetățenii, ce posibilități aveți. Eventual, poate există un proiect, dar dumneavoastră trebuie să cunoaște. Domnule, vine o autobandă și trebuie să mutăm garaj mai încolo sau mai încoace. Dar dacă nu știi nimic, numai că vreți să răzbune pe dumneavoastră că unul mai alb sau unul mai negru sau unul mai sărac sau unul mai bogat, cred că nu este corect din punctul meu de vedere. Eu am depus cererea respectivă, mă înțelegeți, de anul trecut, de cumpărare. Asta e garajul meu, am depus cererea de cumpărare și domnul solicit și eu să vândă terenul respectiv și cum se va stabili de la primărie, arhitectura, cum stabilesc sub comisia de urbanism, să fie în linia să se cadreze în zonă, noi suntem de acord. Și mare majoritate, sigur, fără nicio problemă, mare majoritate care sunt vecini de aici, de aici sunt oameni serioși și toți vor treaba asta, dar să vă rog să venim să fim ajutați cu treaba asta. Ați fost consultați înainte să vi se pună un afiș? Nu, problema asta nu, nu consultat nimeni, dar să mai lămurim și unul. Terenul de respective, cum să vă spun dumneavoastră, putea să fie vândute, acum tot o să spun, putea să fie vândute de 10 ani de zile. De ce? Pentru că l-a apărut legea care spunea că în domeniul public se poate vinde. De ce am fost ținut până acum? Am aflat acum că s-au schimbat. Deci dumneavoastră ați venit și pur și simplu ați văzut afișul cu somația. Exact așa dumneavoastră. Exact cum ați văzut și dumneavoastră, aceeași fel am văzut și se construia și pe proiectul acestui bloc apăreau pătrățele pentru aceste garaje. De-aia l-am primul. Fiindcă când mi-a dat prima aprobare, deci a fost proiectat din construcție înainte de a se face, odată cu construcția acestui bloc. Deci vreau să spuneți ce. Uitați, altă dovadă, impozit 2007, 2008, 2009, anul ăsta, uitați, impozit pe clădire. De unde deci, a știut domnul primar că eu am clădiri dacă nu am autorizație? De ce mi-am luat banii? Pentru o persoană care este corectă și îți plătește deci la zi avem un contract de închiriere și asta, îl evacuează. Da. Și dacă vedem foarte mulți care nu plătesc, poate stau mai bine ca dumneavoastră. Deci eu aș... Domnul vice, aș vrea să-i transmit domnului primar este... că în situația asta, abuzul ăsta așa care l-a făcut dumnealui acum și îl face, îmi pare rău că sunt român. Asta este. Îmi pare rău că sunt român. Suntem expuși. Asta este realitatea. Dar nu se poate. Să se recunoască fiecare greșeală, fiecare trebuie să recunoască greșeala făcută. În primul rând este un abuz, da? Trebuie să aibă și puțin. Așa consider pentru că nu, dacă există documente de închiriere care ați tot cursul anului 2009. Nu trece nicio altă construcție care este mai utilă celor din jur, să mai știu eu cum, cred că n-ar fi trebuit să vă pună ortii, să vă josească în fața trecătorilor și în fața vecinilor, ca și cum aș fi fost, știu, o evacuare, cum se face la asta. Pentru că aveți consimțământul și acceptul primării, ați plătit, ați demonstrat prin acte și ar fi trebuit ca să eventual o modernizare sau după posibilități. Să ne spună, da. Suntem de acord cu modernizarea, dar să ne pună legalitate. Vezi că ar trebui ca toți ca să, asta să vedem dacă... Să vedem posibilitățile care sunt. Deci, repet, situația juridică a terenului, un proiect pentru un garaj, adică care se face acum în o țară europeană, pentru că asta a fost corespunzătoare, dar înainte din 90. Și cu siguranță trebuie să găsim soluții ca să fiți și dumneavoastră mulțumiți, mai ales după 20 de ani după ce ați plătit pe terenul respectiv, care l-ați plătit poate de două ori contravaloarea terenului, să nu considere recesiunea în care ne aflăm, vă mai face o bucurie. Acum luați-vă asta, duceți în altă parte, practic. Deci o somație după ce eu plătesc... Într-acest loc tot trebuie să fie găzduit o mașină, că undeva mașină nu le puteți spune, decât tot în locul ăsta respectiv, nu?
Pentru orice împrumut, băncile solicită un dosar de credit care conține numeroase asigurări, iar când se ajunge la faliment sau incapacitate de plată, executorii judecătorești nu-și exercită atribuțiile pe bază de milă sau sentimente. Atunci când refuză ofertele bancare, apelând la cămătari, unii dintre noi pot gira cu un deget sau chiar mai mult. Acțiuni demne de scenariile lui Spielberg se derulează în Rădăuți. Povestea începe la Spitalul Municipal, unde Samuel Beniamin Antemie se prezintă cu un deget tăiat, acuzând că a fost maltratat și sechestrat. Am împrumutat niște bani care s-au mulțit, s-au fost dobândă la dobândă, am ajuns la sume mari și am fost amenințat de 2-3 luni. Foarte intens, mi-a fost amenințată familia, copiii, eu. Și m-au chemat, m-au luat, m-au legat, mi-au tăiat un deget ca un avertisment. A trecut prin clipe de groază. Da, da. De dimineață, de la 4, de la 5 până pe la 9:30, mi-au tăiat încet un deget, m-au... Degetul l-au dat la câini, l-au mâncat. Și m-a rugat să mă duc la spital, foarte greu m-au dus. Și asta e, în mare. V-au bătut? V-au făcut și-o Nu mi-a făcut nimic altceva decât ceea ce spune acum. Spune, m-au amenințat cu toporul, mi-au dat cu toporul, noroc că am băgat mâna, că altfel îmi dădeau în cap. Și toate s-au întâmplat așa, într-un fel, într-un stil mafiat. Credeați vreodată că se poate întâmpla? Nu, n-am crezut. Am crezut că doar sunt amenințări, n-am mai putut plăti și aș da un sfat tuturor celor care au bani împrumutați la cămătari să facă ce fac eu. Ce vă ziceți de tot acest timp? Când mă taie, mă omoare, când taie tendoanele, când mă omoară copiii, au știut programul, traseul, copiii de la școală, acasă, pe mine, pe soția mea, că intră peste mine la 2, la 3 dimineața în casă și... Ce e cu acele timpul care au fost incendiate noapte? Mi-au fost 7 autotractoare, 7 tiruri, mi-au fost luate cu forța acum vreo 2 luni de zile în urmă, n-am mai putut să desfășor activitatea, le-au dus, nu mai știu nimic de ele de atunci. Dar nu s-a semnat vreo noapte cu ei, că au voie să facă așa ceva? Nu. Toate au fost făcute cu forța, prin amenințare, prin presiune asupra copiilor și asupra familiei. Mai lăsați copiii la școală mâine? Nu știu. Mi-e frică. Nu știu. Nu știu ce să fac. Știu că poliția mea asigură paza, știu că sunt forțe foarte importante și multe alocate acestui eveniment, forțe de ordine, vreau să spun, și mi-e frică. Despre ce sumă a fost vorba în total? Nu, suma a fost mică inițial. Poate pare mare pentru altcineva, dar suma a fost undeva la 30-40 de mii de euro, care au ajuns cu o dobândă de 10% pe săptămână, 15% pe săptămână, au ajuns undeva 100 și ceva de mii de euro. N-am mai putut să-i plătesc. Cu criza asta? Poate? Mai plătiți? Cum faceți? Cum să plătesc? Nu mai am cum să plătesc. Mi-au luat totul și m-au și mutilat. Da, m-au legat, m-au ținut de cap cu cuțitul la gât, cu toporul deasupra capului și mi-au întins mâna, mi-au legat, mi-au făcut un jmâc și mi-au tăiat cu sabie încet degetul. Deci eram singur, 4 persoane erau... N-ați țipat, nu? Puteți să... Eram la... V-ați apărat la cu mâna cealaltă? Nu, pentru că m-au legat. Cealaltă i-a venit toporul în mână. Aveți și cealaltă mână umflată? Da, da. Mi-au dat aici cu... Au vrut să mă dea cu toporul în cap și am pus mâna. Pentru că mai aveți un deget amputat. Da, nu, e accident în armată. Și ăsta l-a tăiat. Și ca avertisment, peste 2 săptămâni am zis că îmi iau un copil și mi-l violează și îmi taie urechile și tendoanele. Deci ca avertisment ăsta, nu e ceva, o nebunie de moment care... De două luni, Coroamă Vasile, Sfichi Radu, Muntean Petru, și încă unul, Popescu, cred că îi spun bine. Avem datorie la Coroamă de vreo 30.000 de euro de anul trecut. El a pus camătă, dobândă peste dobândă. Acum
Ne-a pus suma de 140.000 de euro și de două luni de zile ne terorizează în permanență, zi și noapte, cu telefoanele și a venit și la noi acasă, a zis că ne iau copiii, ne sechestrează, ne calcă pe trecerea de pietoni, pe mine mă omoară, pe soțul, nu mai putem trăi în teroarea asta. Pe rând, da. Ai, te urechi, spune. În noaptea de vineri, de joi spre vineri, dimineața, la ora 5, l-a sunat, îi dădea bip. Îi dădea bip și i-a zis, dacă îți dau bip și nu mă suni în 10 minute, vin peste voi în casă. Ne-a sunat la ora 5 dimineața, soțul s-a îmbrăcat, a zis, vii în 10 minute la mine. S-a îmbrăcat și a plecat la el. Pe la ora 9, n-am avut nicio veste până la ora 9, la ora 9 l-am sunat, nu mi-a răspuns. Pe la 10 jumătate m-a sunat soțul și a zis, vină la spital că mi-au tăiat un deget. Mi-am tăiat un deget. Am venit... S-a temut? N-au vrut să spui că dacă spuneți că l-o omoară în spital. Da. Am ajuns la spital, m-am întâlnit după poarta spitalului cu ei și mi-a zis Vasile, stai liniștit, unde alergi, că nu s-a întâmplat nimic cu el, n-a pățit nimic. Am ajuns sus, era soțul deja internat pe secție, am mers, am văzut, era pansat, a urmat, a mers la sala de operație, i-a luat grefă, i-a pus la deget apoi acolo, după care a venit pe salon și mi-a povestit toate ce s-au întâmplat. Deci la ora 6 când a ajuns, l-au torturat și l-au maltratat la acasă, la Coroamă Petru, 4 ore. Au fost domnii care v-am spus, Vasile, zis Tomuța, Radu Sfic, Popescu și Munteanu. Doi l-au ținut, doi l-au legat, ca pe un porc l-au legat cu o funie de mâine, de mână, de un deget. I-au dat să bea oțet, să-i crape inima. I-au pus sabia la gât, au luat oporul, să-i tai o mână, nu știau ce să-ți fac, să stai o mână, să stai gâtul. Și nu în casă, sabia. Că băsăm sânge, mergem afară, nu tăim aici, în casă curge sânge. Da, afară l-au pus pe o bancă, spune. L-au pus pe o bancă, doi l-au ținut, unul de nas și unul de cap. Toporul, spune. Și au venit cu toporul, îți dau în cap. El a băgat mâna stângă. Băga mâna așa în sus, așa. Și este lovit și la mâna stângă și umflată mâna așa. Și după care a zis, nu, hai că îi tai un deget. Ba nu un deget, ba două, l-au legat de degetul inelar cu o funie de aici, una mai subțire, la mâna dreaptă. Și i-au tras degetul așa și cu altă funie l-au legat de aici, că doi îl țineau din spate și ăsta Coroamă, trăgându-i tot degetul de aici, a luat o sabie de vreo 60 de centimetri, l-a trimis pe Radu. Radu, tu știi unde e sabia, du-te și ia-o. Și îi trăgea mâna de aici, el trăgea mâna înapoi. Da, el trăgea mâna înapoi, n-a vrut să bea, oțet, l-a obligat, l-a pus pe banca aia și a adus un fund de bucătărie și a luat securea aia și i-a tăiat așa degetul. Da? Încet, foarte încet, foarte încet așa. Îți place? Vezi că asta e începutul. Asta este numai începutul și urmează săptămâna viitoare, peste două săptămâni, dacă nu-mi dai banii, îți tai o ureche, îți tai nasul și urmează câte un copil. Ce faceți de acum? Păi ce să fac? Suntem sub protecția poliției, noaptea îi păzește. Deja am declarație și l-au amenințat că dacă dă declarații, nu vreau. Deci după ce i-au tăiat degetul, a durat nu știu cât, o oră cât i-au tăiat degetul, după care l-au lăsat acolo să se scurgă de sânge. Și el îi ruga, duceți-mă mai oameni buni la doctor, la spital. Nu, o oră întreagă l-au ținut acolo, după care iar au venit și au spus, îți dau cu toporul, hai să stai și capul, dacă nu, te tai bucăți și te duc am mai sus la deal de vreo 300 de metri de casă, am doi câini ciobănești și te dau la câini sau dacă nu, sap cu excavatorul o groapă și te îngrop acolo de viu. Cine l-a adus la spital? Tot ei l-au adus, adus la spitalul, unul a îmbunat mașina și doi a fost în spate. Și spunea pe drum, îl omorâm, domne, sau nu îl omorâm, dar a scăpat nora mea ceva. După ce o tăia degetul, el o striga, au zis, luați degetul și mă rog, duceți-mă la spital, poate îl lipește cumva. L-a aruncat jos și acolo era un câine și un pisic l-a mâncat. Și au râs de el, și de aici se strimbă. L-a suit în mașină, suit în mașină, îl ducem. Și pe drum toți, doi din spate, unul era cel mai periculos în spate, domne, zice, hai îl omorâm, nu-l mai la spital. Unul îl ducem, unul... Acolo a scăpat el, a ieșit soția la unul, nu știu cum îl cheamă, și aia o facturare de gălăgie și atunci când l-o mărea pe loc. L-o s-a spital și aici l-o forțat și l-o obligat, dacă spui și faci reclamații, vinim în spital, te omorâm. Și nu e frică acum?
Nu mi-e frică, pe mine nu m-au anunțat. Când m-au anunțat la ora 3, am venit aici și am spus, dau telefon la 112. Mi-este frică telefon pentru copii. La 112 am dat și am venit imediat, a fost poliție. 5 copii am. Așa. Și nenumerate ori ne-au amenințat cu copiii, deci asta mi-este cel mai frică. Mi-era frică să dorm atunci, să intru în casă, să merg acasă, pur și simplu. Și ne-au sfătuit mai mulți, haideți să... Soțul era așa de terorizat, nu îndrăznea să zică, hai să dăm... Noroc că a venit socru și a zis, măi, nu se poate face, nu se poate rămâne chestia asta așa, hai să dăm declarație. Și a sunat la 1-1 și au venit, domne, și am început, am dat declarație și am... Și acum sunteți păziți? Da, acasă acum și suntem aici. Păziți, soțul acasă este păzit aici. Pentru ce vă trebuiau banii? Am împrumutat pentru că avem firmă și am rămas într-un impas, am zis să plătim, să cu criza. Știți cum este, cu nu mai mers. Să doar pestica. Da, și nu mai mers. Dar plus de asta i-au luat mașini, spune. Ce s-a întâmplat cu mașina? Am zis că au ne-au luat 7 camioane. Da. Ne-au tiruri. El, Vasile Coramă. A venit sub obligație. Da, deci ne-a amenințat dacă nu ne dai mașinile, tăiem capul. Deci asta era la ordinea zilei, tăierea capului. Și copiii și cu copiii, uitați, la ei sunt maltratați, sunt săraci, terorizați, pur și simplu dorm așa pe frânturi, tresar în somn, plâng că vine nenea Vasile și ne omoară. Vine nenea Vasile și ne omoară. Nu se poate trăi așa, suntem într-o țară totuși europeană. 7 camioane ne-au luat, pe 2 ne-au obligat, acum aproximativ 3 săptămâni. Pe 2 ne-au obligat într-o seară la 8, 9, 10 să mergem să le facem contract de vânzare-cumpărare. Am trecut pe o firmă de a, nu știu cui, că a venit cu el. Și ne-a pus suma de 30 de, de milioane la camion. Deci asta este valoarea. 30 de milioane. Da. Le-am și dat, deci... două capuri de tir ne-au incendiat aseară după toate chestiile astea, după ce i-a tăiat degetul soțului, după ce l-a pus să bea oțet, după ce și-a bătut joc pur și simplu de el. Nu s-au mulțumit cu asta, nu știu, ce vor deja. Probabil eu... că au zis că am reclamat asta, s-a răzbunat. Da. S-a răzbunat, a dat foc la două tiruri. Mi-este mai frică de aseară... Și celelalte cinci și că nu știu, se teme, s-a trebuit să luat niște măsuri nu și poți vedea foc și la celălalt. Da. Domnule, așa ceva, eu spun de așa ceva se supitește într-un stat român ca nostru, domnule, a spus și comandant de poliție, domnul comandant, dar nu este nici, domnule, nu ți-i supăra, domnul Timi, eu n-am știut, nici eu n-am știut, dar trebuie unul stat, ei s-au temut să l-am spitat-o, da. Dacă m-am pe mine, eu fac reclamație și pe mine și eu mă aici, și într-adevăr au venit, poliția au stat aici mascață și e doi aici și doi acasă, o poliție stopie, și atunci stau în continuu, eu mulțumim poliției, poliția nu vine la o zis, domnule, n-am știut, nu ne acuza, da, eu am strigat tare, domnule, sunt într-un stat unde nu este nicio lege, domnule, cum așa, îl iei acasă, îl ții acolo 4 ore și îți bați joc din înfinite fără. Și spunea în casă când era. Niciodată n-am în casă când era, nu-l tăiem în casă, îl tăiem afară, strigă pe unul pe drum. Hai bă, să tăiem o griscă. Da. Dar asta e terorizare, așa ceva nu există în România, domnule. Și comandă domnule, nu mi-ai spus, dacă îmi spuneai, eu mergeam acolo și el stăm pe loc, dar nu mi-a spus. Și el nu mi-a spus, s-o temut și pe am intrat eu și acum s-a descoperit locul, de ce v-am chemat. Anterior, mi s-au dat citații pentru ei pentru astăzi la ora 9 și ne-am prezentat cu ei la ora 9. Muntean și Coramă, da. Și celălalt sau nu? Și dai nu am niciun fel de contract de asistență cu celălalt. Cam asta. Deci mâine la aici, la parchet, la ora 8. Parchetul de pe lângă judecătoria Rădăuți a confirmat la data de 1-5-2009 începerea urmăririi penale față de învinuiții Coramă Vasile și Fichi Radu, Munteanu Petru Gheorghe și Popescu Radu Florin sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, faptă prevăzută și pedepsită de art. 189 alinea 2 cod penal, constând în aceea că, în dimineața aceleași zi, aceștia ar fi sechestrat-o timp de mai multe ore pe partea vătămată Antemie Samuel Beniamin, pe care au supus-o la suferințe fizice și psihice, au constrâns-o să consume o cantitate de oțet, amenințând-o cu acte de violență și cu moartea. La un moment dat, prin acțiuni conjugate sub aspect rezolutiv și material, învinuiții Coramă Vasile, Șfichi Radu și Popescu Radu i-au secționat părții vătămate, falanga unghială a degetului 4 de la mâna dreaptă, din concluziile medico-legii, stabilindu-se ca necesare pentru vindecare un număr de 22-25 zile îngrijiri medicale de la producere, dacă nu intervin complicații, aspect care a dus la extinderea urmăririi penale față de acești trei învinuiți sub aspectul săvârșirii și a infracțiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 181 alineat 1 cod penal. În baza art. 143-144 cod procedură penală, prin ordonanța procurorului din 1-5-2009,
S-a dispus deci luarea măsurii de reținere pentru o perioadă de 24 de ore a învinuitului Șfic Radu, iar prin ordonanța procurorului din 2005-2009 s-a luat față de aceasta măsura obligării de a nu părăsi localitatea pentru o perioadă de 30 de zile în intervalul 2005-2009, 31-5-2009. În cursul zilei de astăzi, la orele 15, organele de cercetare penală au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților Coramă Vasile și Munteanu Petru Gheorghe, care urmează să fie adus mâine dimineață la parchet în vederea audierii cu propuneri procedurale corespunzătoare. 147.000 de euro. Din mai multe. Sunt angajat, nu sunt scroc, am firmă, sunt administrator la firmă, am animale, am cai, am oi, am porci, la Excel se poate verifica totul. Am credite din bănci luate și date, nu cu camete, cum spune. Mi s-a făcut un scenariu jalnic, ca să mă bage la pușcărie 15-20 de ani să scapi. Cu bani și cu bani și cu tot. Mai are domnul mai are două deși tăieți, să vă uit, să-l căut, are deși tu mare, să nu meargă în armată, tăiat de aici, deși tu de la picior, învățat cu de-astea. Și ce s-a întâmplat în casa dumneavoastră? Nimic, domnule, nimic. Am venit, toată noaptea am fost la Sucevița cu cineva, am venit acasă, am băut un pahar de vin, l-am chemat la mine. A spus că are, nu știu ce patron la Lucoil, vine cu nu știu câte ca cisterni de motorină și îmi dă din bani, ziua respectivă. Și am spus că l-acționez în judecată legal dimineața, dacă nu-mi dă banii. Și m-am dus până în casă, ăștia au plecat, m-am dus până în casă și acum nu știu, că văd că l-a sucit pe unul dintre noi, unul spune într-un fel, unul într-un fel, nu știu cum. Organele din, deci nu știu. Deci susțineți că e tot un singur scenariu. Da, e o singură scenariu. Foarte, ultima foarte întrebare, grave. Unde ați fost de când vă caută, de la 1 mai până... Cine mă caută de la 1 mai? Am venit singur, m-am predat frumos când am auzit că mă caută. Nu am fost nicăieri, nu am stat fugar, nu m-am ascuns. Sincer vă spun, am față de cămătar, se poate verifica, totul se poate verifica. Am 100 și 1000 de dușmani. Eram... Deci 147 de dușmani. Am familie, am doi copilași. Poftim? Persoanele astea care sunt implicate, cel puțin unul a declarat că ați, mă rog, că s-a întâmplat. Ce se întâmplă, domnule? Ce se întâmplă? Cum se întâmplă? Nu știu ce... Păi da, vă spun. Cum de trăim în țara lui... Cui trăim? Când ne omorâm cu pistoale, cu săbi, ce înseamnă asta? N-am avut nici... Am 40 de ani, n-am avut o amendă de plătit. Cum? Ce credeți că o... Adică mă duc duminica la biserică, țin lumânarea și îi dai capul sau de ești la un. Ce să cred? Cred că e totul un scenariu care o să se dovedească. Cu oameni plătiți, nu știu de cine și cum. Focul la camioane, tot e pus de ei să mi le pună mie în cărcă. Camioanele alea nici nu era. Nu am niciun camion pe numele meu, n-am nimic, niciun camioanele sunt la bănci. Care, domnule, sunt la Lupancu, un peco, duceți și le vedeți, nu au dispărut, el le-a ascuns. Unde sunt? La Lupancu, un peco, pe drumul margini. El doar camioanele girate în bancă sau care le are date. Și străcate, două străcate pe la Frătăuț, nu are nimic, domnilor. Nu mi-a fost, nu puteam. Cum să stau cu presa legat cu cătușe să mă vadă copiii mei acasă? Nu credeți că a fost rea voință sau... Nu știu, mie îmi dă mandat poate înapoi 29 de zile. Deci să nu credeți că nu am vrut să stau de vorbă. Trebuia să mă disculp. Cine îl cunoaște pe omul ăsta, dumneavoastră o să aveți și stai aici 3-4 luni de zile. În Rădăuț întrebați în Rădăuț de lume. Slam și de Tomuță, dacă tot veni vorba, pe toată lumea, așa poți să vedem care și care. Un șelat multă lume, grozav de multă lume. Vorbește că are probleme și cu băncile are și cu tot probleme, totul. Excroc se cheamă. Vă mai spun una direct, una, am colegul meu ăsta care a anchetat cu mine acum, cu care m-am predat acum. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. La poliție a declarat una, la judecăt, la parchet a refuzat avocatul, declară alta, aici declară altceva. Total, nu știu ce, oră... Cine? Munteanu. Nu știu ce se întâmplă. Deci încearcă să mă lege pe față. Să spună, deci, Munteanu spune că nu e sechestrare, nu l-am sechestrat, dar te-o deget. Așa spune. Nu știu, ceva nu-i curat, e dubios. Dubios. Și dumneavoastră, presa, ar trebui să faceți lumină în cazul ăsta. Că știți ce face? A făcut un Don Corleone de mine. Nu am față eu de așa ceva. Și am doi copii minori care nu pot să meargă la școală. Informații false, domnilor. Exact. Voi nu aveați informații că a fost agresat sexual. Cine, cum să, dacă am nevastă, cum agresez sexual oameni? Ce înseamnă? Siluirii? Mafia din nu știu unde? Copii, școală. Vă dați seama? Nu suntem... Am fost la noi acasă, cu grătare, le-am mutat bani, cafeluța, cafeaua. Da, că eram prieteni, nu-i așa? Domnule, de Revelion, de Crăciun, Sam cu toată familia lui, cu copiii, am poze. Au venit, ne-au colindat. Cum să fie dacă eu sunt prieten de 20 de ani cu el? Era prea mare datoria și ce-o zis? Un scenariu mic, un vârf de deget și am scăpat. I-am băgat și la închisoare. Și am scăpat el. Și asta este. Deci suma este mai mare de 30.000 consumatori. Suma este 147.000 de euro real.
care se poate dovedi. Deci nu... Deci nu au fost 30.000 și au fost... Da, deci oameni buni. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, cum nu este nimic pe bun, pe încredere, pentru că venea zi de zi venea în casa noastră. Zi de zi venea în casa noastră. Zi de zi venea în casa noastră. De două ori, de trei ori mă suna la... Și venea și... Dă-mi, domnule, te rog, că pică firma și nu mai pot. Spunea că are casa care trebuie să facă, să dreagă. Are bani luați? Oricum are mulți bani luați de la cămătari. De la cămătari adevărați, nu de la mine. Eu întrebați, n-am fost odată, m-a văzut nimeni la un schimb valutar să mă vadă că dau bani cu cămătă. Sau. Știam că e și păcat în primul rând și în al doilea rând nu... Nu. Banii ăștia pe care i-ați împrumutat dumneavoastră, o sumă importantă, nu? Am dat judecată la 147 de euro. Am dat pe rând bani scoși din bănci. Dar cum i-ați de unde i-ați obținut? Mi-am girat casa, da? Pământurile, tot ce am avut, toată averea mea. Ați împrumutat din bani să-i dați? Am și neamuri în străinătate și care m-au ajutat. Știți cum a fost? Banii i-am dat odată o sumă mai mare și după aia m-au șantajat. Dacă nu mai dai, moare firma și nu mai pot face creditul să pot restitui bani. Și tot o lot. Intră în CRB și are nevasta cancer. I-am dat bani să meargă pentru nevasta cancer. N-are niciun cancer, nimic. Acum ați văzut ce spune. Nu rămâne așa, mi-a dat, când i-am dat telefon. Cum se poate un om, ca un terorist ca mine, cum spune lumea, îl duc de acasă la spital, îi dau bani, îi leg degetul, îi dau prosopul din bucătărie. Eu îmi fac probe, mă leg cu mâna mea singur. Îi leg să nu curgă sânge, îl leg de aici, din cheitură, la deget, cu ață. Degetul acolo, la dumneavoastră acasă? Și l-a tăiat, domnule. Și l-a tăiat singur. Doar sunt probe. Am dat ADN-ul, am dat toate probele posibile. Percheziții mi s-a făcut, că am fel de fel de săbi, de puști, de mitralere. Nu e vorba de o baionetă acolo, am înțeles. Dar ce, nici n-am făcut armata, de unde s-am? Dar, mă vedeți sincer, par așa un mare infractor? M-a scos parcă aș fi Don Corleone, pe cuvântul meu. A rămas... O întrebare, cum a făcut-o? De fapt, cu dumneavoastră și-a tăiat degetul? Nu, mai domnule, noi am băut, am șprițuit, am jucat o tablă, am băut vin. Și am zis, hai să facem un grătar până vin cisterne, că seara doar el, seara a fost la cabana aia de la Sucevița, aia se poate verifica, peste drum de Sofia. Puteți să mergeți să luați informații de acolo. Este un domn cu barbă care vă poate da toate informațiile. Eu am stat toată noaptea acolo și am băut. El m-a dus seara la fotbal pe mine de aici și a spus, băi, trebuie să vină cisternele la Fălticeni. Cine știe ce are cu ruși, cu minuni, nu pot să-mi dau seama, vă spun ce. Cu motorină. 100 și ceva de tone de motorină. Aduce să le vândă să-mi dea niște bani. Deci asta a fost. Totul. Să știți. Dumneavoastră, atunci avea discuții sau vine el cu de la sine puteric? Eu dimineața când am venit acasă de la Sucevița, m-a lăsat băiatul ăsta, Radu, care am fost, i-am dat telefon că el seara mi-a spus cisternele pe drum și nu l-am sunat noaptea, că l-am sunat dimineața, zic, care-i treaba cu cisternele? Și au venit, zice că vin, nu pot să spun la telefon, vin până la tine. Și au venit până la mine. Și acolo am stat cât am... Și auto-invitat. Nu a fost, cum spune, că au stat ore întregi și minuni. Stau foarte puțin. Și putea să plece porțile deschise, am martori. Mașina nici nu a băgat-o în curte. Mașina a fost pe o licioare. Nu are, poate și-a făcut el, domnul. Domnul meu, uitați-vă la mine, dacă aveam să-i fac ceva. Sincer vă spun, pentru atâția bani îi tăiam degetul sau îi tăiam capul, dacă eram nebun, cum spun el. Și l-aduceai acasă? L-aduceam eu la spital, sunt sincer. Sau acasă? Sunt probe ADN, sunt probe ADN, un satâr, și o bărdiță și-o găsit el. Făcea surcele ca să prindă grătarul. L-am lăsat să facă focul, m-am dus să aduc carnea și din casă. De la stare de vreitate la 3 mece? Au băut câteva pahare de vin, sincer. Ce este? Mormon? Ce este? Și ce, nu bea? Beu? Dacă femeia când și-o bătea și-o fugărea de acasă și l-o adus din țară, nu știu de pe unde. Și o să casă ești la banii, ești de altă... A fost traficant de cocaină. Interesați-vă trecutul lui și-l găsiți. Mi-a povestit mie cum a plecat în țară să vândă cocaină cu un coleg de-a lui, cu 600 de grame și le-a tras toate, n-a mai putut. A ajuns pe la un hotel și când nu le-a mai vândut nimic, le-a tras toate pe nas. Că el și el spune, dar el e excroc de meserie, să știți. Cel mai mare excroc care l-a avut, județul ăsta. Când nu mă interesează problemele lui. El cu mine ce are ca să scape de bani, să scape de datorii și așa ce o zis. Îl fac cămătă, doar știe cineva l-a... și l-a făcut cum trebuie, m-a făcut cum trebuie. Eu acum trag consecințele. Am doi copii. Am înțeles că nu numai dumneavoastră, sunteți patru în toată această parte. Oamenii au plecat. Și al cincilea. Oamenii. Care al cincilea? Martori la evenimente. Da, sunt martori câți vreți care au trecut pe acolo și au văzut cu ditare era răstignit și lovit. Bea vin și juca tablic. Nu scoate capul din tablic. E cel mai bun la tablic. Ne bate pe toți. Da. Asta este. Sănătate. Nu trebuie să distratul cu altă firmă cu animale. Am multe animale. Și nu par așa, nu cred că par. Dar erau lăsate cumva gaj pentru împrumut sau cum ce? Erau lăsate? Nu, pusă de el, că era tirul băncii, o vorbi cu cineva, să nu îi lea banca înapoi, mai bine îi ia motoarele și ce face ca să mai scape, se vândă așa cât poate. Dacă ești liber,
mai stai aici. Bună ziua, bine v-am găsit! Sunt oare sufletele noastre moarte? Este o întrebare la care numai Dumnezeu poate răspunde. Dar prin puterea lui Dumnezeu, scriitorul Gogol ne poate da un răspuns peste veacuri. Sute de spectacole și zeci de filme, tipărirea operelor complete ale scriitorului rus ucrainean Gogol, au avut loc la Moscova cu prilejul celebrării jubileului de 200 de ani de la nașterea clasicului, care a lăsat întregii lumi o importantă moștenire literară. Nicolae Vasilievici Gogol s-a născut în Ucraina la 1 aprilie 1809. La 22 de ani a scris prima carte, în 1841, a scris la Roma capodopera Suflete moarte, care avea să înregistreze un succes răsunător. Din anul 1848 se dedică lecturilor religioase, trăindu-și viața într-un entuziasm duhovnicesc izvorât dintr-o sensibilitate aproape maladivă. Moare în anul 1852 de febră tifoidă. Dacă vorbim de Gogol, nu putem să ignorăm piesa Revizorul, comedie satirică nemuritoare care evidențiază corupția, minciuna, josnicia și turnătoria. Revizor fals rămâne parcă să hohotească peste veacuri, arătând hidoșenial întregii lumi. Novela Însemnările unui nebun este tulburătoare prin intensitatea scriiturii. Aici este predominantă nebunia, eroul regăsindu-se în regele Spaniei. Ce anume reprezintă fiecare dintre novelele lui Gogol? O comedie care începe cu proștii, se termină cu proștii, se termină cu lacrimi și care în cele din urmă se cheamă Viață, scria criticul rus Belinsky. Ziua aceasta este o zi de suprem triumf. Spania are un rege. Regele a fost descoperit. Eu sunt regele. Abia am aflat astăzi. Recunosc că vestea a fost pentru mine ca lumina unui fulger. Nu înțeleg cum puteam crede, cum îmi puteam eu închipui atâta vreme că sunt un biet consilier titular. Cum mi-a putut trece prin minte o nerozie ca asta? Bine că până acum nu i-a venit nimănui ideea să mă bage într-un ospiciu. Totul îmi pare clar ca lumina zilei și văd ca în palmă. Înainte, nu știu de ce, vedeam ca printr-o ceață. Oare câți dintre noi nu ne credem regi? Cât nu ne credem stăpânii supremei acestei lumi? Dar într-o zi se sfârșesc toate și ne plătim cu vârf și îndesat și nebunia sau răutatea ori nepăsarea. Rămâneți cu bine! Domnișoară, povestește-mi de ce te afli la poliție. Pentru că în data de 22 aprilie m-a sunat o țigancă spunându-mi care numărul de la o colegă de clasă. Ea mi-a spus că poate să facă farmece și că poate să-mi facă să fiu eu cu cineva care îmi place mie de el. Atunci ea a stabilit o întâlnire cu mine și cu o colegă. Eu cu colega am mers și am luat încă un băiat. Atunci m-am întâlnit cu ea și i-a spus colegei mele să plece. Și am rămas eu cu ea și ea mi-a spus că am o rudă psihotare, că o iubesc foarte mult, chestii de astea. Și asta era adevărat? Da. Bun, și că poate să-mi facă foarte mult bine sau poate să-mi facă rău. Și o spus ca să facă nu știu cine să fie lângă mine, să-i dau suma de 100 lei pentru ca să fie totul bine în casă. Și ea ți-a spus că e vrăjitoare sau da, cum avea puterile astea? Ea mi-a spus că e vrăjitoare, ea m-a confundat pe mine la telefon cu o colegă de-a mea și mi-a spus să las pe un anumit gageu al colegii mele în pace. Aha. Și ai dat banii? Da. Dar de unde ai luat banii? De la bunica mea. Aha. Și ce altceva ai mai dat? A doua zi
a venit ea înspre școală, m-a așteptat și acolo mi-a spus că va muri mama mea, tatăl meu, bunica mea și eu voi rămâne însărcinată cu Nicuratul. Și a spus ca să nu se întâmple așa ceva, să-i dau lănțușorul meu de aur și a venit și mi l-a luat și a plecat și m-a sunat, ziua următoare m-a sunat și mi-a spus că aurul l-a topit Nicuratul. Aha. Ți-a mai cerut altceva? Da, după aceea, eu n-am mai răspuns la telefon și n-am mai vrut să vorbesc cu ea. Îmi trimitea mesaje foarte urâte și eu mi-am închis telefonul și n-am mai vrut să răspund. După care i-am spus tatălui meu și tatăl meu a venit la poliție și a anunțat poliția despre ce s-a întâmplat. Și am mers și am luat numărul de telefon al ei. Am sunat-o și am stabilit o întâlnire cu ea. Și după care ea a spus că eu cu mama mea suntem într-un pericol de moarte și a spus că dacă nu îi dau suma de 680 de euro și bijuterii din aur, noi două vom păți ceva foarte grav. La data de 2 aprilie 2009, Poliția Rădăuți a fost sesizată de către minora Georgeta S. din municipiul Rădăuți despre faptul că a fost acostată de o femeie de etnie rom care, folosind calități că este vrăjitoare, că poate să descânte, spunându-i că altfel familia ei o să aibă probleme, a convins-o să-i dea o sumă de bani, iar ulterior, după câteva zile, un lanț din aur și un medalion pentru ca aceasta să facă descântece sau vrăji și să fie bine în casa ei. Am verificat acest lucru, care s-a confirmat, iar în data de 8 mai 2009 am organizat un flagrant. Astfel, această minoră a stabilit o întâlnire cu acea femeie în parcul din centrul municipiului Rădăuți, unde a primit dispoziție de la aceasta să-i aducă o sumă de bani. Banii au fost marcați cu praf galben fluorescent, după care am organizat flagrantul. Această femeie s-a prezentat în parc, s-au întâlnit, după care i-a cerut tinerei banii. Aceasta i-a mânat banii marcați și a plecat. Ulterior, noi am intervenit, am legitimat-o pe acea femeie, care am aflat că se cheamă Sonia B. din Rădăuți, de 32 de ani, a fost condusă la sediul poliției, unde a fost audiată și i s-a întocmit dosar penal pentru o infracțiune de înșelăciune și riscă o pedeapsă de la 6 luni la 12 ani. Holți Industrii Schweikofer a inaugurat joi 7 mai cea mai mare centrală de cogenerare pe biomasă din România. Realizată de Urbas pentru a deservi fabrica de cherestea, centrala este operată de către firma Gerfor, membra a grupului Schweikofer. Firma are în întreaga țară peste 1200 de angajați într-o investiție totală de 260 milioane euro. Finalizată în 2008, fabrica de la Rădăuți are circa 600 de angajați pe o suprafață de 50 de hectare cu acces la infrastructura feroviară sistem european și ucrainean. Buștenii prelucrați aici provin din România în proporție de 80% și 20% din Ucraina, iar după prelucrare, produsele sunt exportate în România, Asia, Orientul Mijlociu și apropiat, precum și țări ale Europei. Capacitatea fabricii este de 1,2 milioane metri cubi bușteni debitați. Biomasa, coaja sau tocătura industrială, provenite din pădure sau din resturile de prelucrare industrială, este transformată aici în energie. Noua centrală de cogenerare de la Rădăuți are o putere de 22 MW, producând 17 MW agent termic și 5 MW energie electrică. Prin inaugurarea acestei centrale s-au creat aproximativ 100 de locuri de muncă. Cei 17 MW agent termic sunt refolosiți în procesul tehnologic intern,
în uscătoare și alte elemente ale fluxului tehnologic, această putere fiind suficientă pentru a încălzi circa 7.000 de locuințe. Puterea electrică a centralei este livrată în sistemul energetic național și poate alimenta cu energie circa 25.000 de locuințe. Ladies and gentlemen, very welcome to our opening today for the cogeneration plant. Doamnelor și domnilor, bine ați venit astăzi la deschiderea centralei de cogenerare. I'm happy so many people are joining today. Sunt foarte încântat că atât de mulți oameni au venit astăzi alături de noi. I think we have a very important day here. Cred că avem o zi foarte importantă astăzi. And I think it's also an important day for Romania. Și cred că este o zi importantă și pentru România. This cogeneration plant, I think, is a small beginning of a huge program for the whole country. Cred că această centrală pe cogenerare este un prim pas pentru întreaga țară. And Romania has one of the biggest potential in Europe regarding this item. Deoarece România are unul din cele mai mari potențiale de biomasă din lume. First, before we open it, I have to say thank you for everybody who made this possible to build this. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au făcut ca această centrală să fie realizată. The big support from all authorities to help. Un suport foarte mare din partea autorităților. Also, a lot of thanks for AFM. He supported the whole project. De asemenea, dorim să menționăm, să mulțumim în mod special Agenției Fondului pentru Mediu, reprezentată de domnul președinte Marcot și domnul director Handai, pentru cofinanțarea acestei centrale. And of course also thank you for our employees who made all this happen. Și de asemenea, doresc să mulțumesc și angajaților noștri care au făcut ca acest lucru să se realizeze. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Vă rog să-l apăsați. O să vedeți, este un semnal de alarmă, orice instalație care se pune în funcțiune emite un semnal, avertizează. Și acel bec al lui Edison se aprinde în momentul ăsta. Vă mulțumim încă o dată pentru efortul de a fi alături de noi. Yeah, so when we not we only son and also Ackerman when we have the first time came here. Nu numai noi, ci și cei din firma Eger când am venit pentru prima dată aici în Florența. And this was promised we have some reduction of the local taxes. Am avut promisiuni că taxele locale vor fi reduse. And I think this is not only important for us, but I think for all investors here, what are interesting to invest in this area. Cred că nu este important numai pentru noi, ci pentru toți investitorii care vin aici, pentru toți cei care vor să investească în această zonă. This is important to get to have support by the taxes. Este un lucru important să fie susținuți într-un anume mod, respectiv prin facilități fiscale. There is a big competition about the areas where you can invest. Există o mare competiție pentru locațiile în care poți investi. You have countries where you get the land and everything free now. Există țări care îți oferă terenul pe gratis, numai să investești, să realizezi o obiectiv economic. What we expect is only what was promised by the beginning, yeah. Și tot ceea ce așteptam noi erau doar acele promisiuni care ne-au fost făcute la începuturi de către administrația publică locală. But I have also to clear from all authorities regarding all permissions for building permissions and here we got a great full support. Full support from everybody. Yeah? Deci, dar încă o dată vreau să clarific lucrul ăsta din partea administrației, a autorităților, a guvernului. Am avut un suport complet pentru obținerea aprobărilor necesare. From the community and also from Suceava. Inclusiv de la primăria Rădăuți și Consiliul Județean. And this belongs a little bit not to the factories, but belongs more to the hotel. What we cannot understand is that we pay this high tax for the hotel. Dar există și o durere pe care o avem. Asta nu se referă doar la investiția de la fabrica pe care o avem noi de Cherestea, ci se referă la hotelul de aici din Rădăuți, respectiv taxa hotelieră foarte mare într-un oraș care nu este extraordinar de atractiv pentru turiști.
And we will lose money here with these hotels here, and additionally we have to pay tax for what we lose some money. Gândiți-vă ce înseamnă pentru noi, noi pierdem bani în acest hotel prin derularea activității hoteliere și în plus față de asta mai trebuie să plătim și acele taxe hoteliere foarte mari. Despre cablul care leagă centrala de stația de transformare din strada Volovățului, cei de la Schweighofer au precizat. Deci acele cabluri se află la 1,5 metri adâncime, sunt complet ecranate, nu prezintă absolut niciun fel de pericol, sunt marcate, există niște benzi de protecție, niște benzi de avertizare și niște marcare, deci există ca peste tot, de altfel, să zicem, în orașele mari, în lume, da? Nu prezintă absolut niciun fel de pericol, nu produc niciun fel de perturbare a celorlalte rețele de utilități, deci sunt foarte bine realizate și nu există absolut niciun fel de pericol. Dacă, deci foarte pe scurt, pentru noi a fost un proiect relativ dificil datorită faptului că din centrala respectivă, subteran am mers cu un cablu de 300 de milimetri sau trei cabluri de 300 de milimetri grosime, subteran la 1,50 m adâncime, până în oraș, într-o stație a Ionului de 20 de kV. Dificultatea a fost datorită faptului că parcurgeam un traseu pe lângă calea ferată, există niște restricții. În zona orașului am intrat pe lângă conducte de gaz, conducte cabluri ale Ionului, conducte ale sistemului de canalizare. Am realizat într-un final cu dificultate instalarea unei noi celule în stația Ion. Dificultatea a venit și de la faptul că acele stații ale Ion au echipament foarte vechi, iar introducerea unei celule noi presupunea să respecti dimensiunile, conexiunile existente. S-a realizat, am făcut conexiunea fizică, însă momentul dificil apare ulterior când încep practic să livrez energie în sistemul național și în acel moment sistemul național trebuie gestionat de către niște dispeceri care trebuie să țină legătura cu producătorul de energie. În cazul nostru, energia era produsă de o centrală complet automatizată, iar acel departament al Sistemului Energetic Național nu avea gradul de automatizare pe care îl aveam noi, iar noi nu aveam cui să transmitem în mod automatizat datele respective. Deci, dumnealor lucrau încă cu tehnologie veche, sunau pe telefon, cereau niște date, noi avem o centrală care poate fi operată de un singur om care practic supervizează parametrii și nu aveam partener de comunicare, nu aveam cui să transmitem, nu aveam... De genul ăsta au fost dificultățile. Am beneficiat într-adevăr de competența unui șef al departamentului din Bacău, domnul Mihalache, care a înțeles, să spunem, și dificultățile tehnologice pe care dumnealor le au și gradul înalt de automatizare pe care îl are centrala noastră și, într-un final, într-o formă tranzitorie, până dumnealor vor avea instalate niște echipamente electronice care să transmită automatizat datele, vom comunica pe telefon automatizat. Da? Asta au fost dificultățile, poate și inerente oricărui început, poate și datorită diferenței de tehnologie pe care... Da, aș putea spune că dacă 10 ore pe zi funcționează această centrală doar, undeva la 40 de metri steri pe oră, înțeleg, ar însemna 120-150 de mii de metri steri pe an în consum, ceea ce îi duce cam la 10-15% din masa lemnoasă care o prelucrează aici, deșeuri, coajă, resturi, care îl folosesc și îl transformă în energie calorică și electrică. Ați mai avut bandă în această fabrică care transportă la vecinul lor, la Eger, altă categorie de deșeuri pe care le valorifică prin plăci. Asta înseamnă valorificarea integrală a resursei de lemn din județul Suceava. Pe de o parte, lemnul transformat în cherestea, apoi rumegușul, celelalte resturi în energie calorică de care vorbim azi, și tocătura care merge în plăcile MDF care le procesează, le prelucrează Eger. Asta înseamnă valorificare integrală. E prima temă. A doua temă, și aici a primit o întrebare de la presă. Dacă vor avea resurse.
Da, România este o țară cu potențial de biomasă enorm. În primul rând din zona forestieră, 27% din suprafața României, și a doua oară din zona agricolă, din zona vegetală. Deocamdată noi vorbim aici de biomasa din lemn, dar trebuie să ne gândim că există șansa și de biomasa din resturi vegetale din agricultură sau din biomasa din luncile care vor trebui cultivate cu specii repede crescătoare. Lucru care se întâmplă în alte țări. Și asta îți rezolvă independența energetică a țării. Un pas s-a făcut astăzi apăsând acest buton spre mărirea gradului de independență energetică a României. Vineri 8 mai, Partidul Social Democrat a organizat o dezbatere publică în parteneriat cu firma Eger. Partidul Social Democrat Rădăuți și-a propus să organizeze o serie de dezbateri pe probleme care privesc nu numai prezentul, ci și viitorul orașului Rădăuți. Iar după cum bine știți, problema principală pe ordinea de zi în acest moment este problema poluării, eventuale poluări de la viitoarea fabrică de adezivi pe care grupul Eger va dori să o construiască, dorește să o construiască în apropierea orașului nostru. De aceea am contactat conducerea acestei societăți, acestei fabrici și am organizat, prin amabilitatea domnilor lor, o vizită în fabrica de lângă Rădăuți, și precum și o dezbatere, o sesiune de prezentare, dar și o sesiune de întrebări prin care am dorit să ne facem datoria față de cei care, pe care îi reprezentăm și să le permitem să se informeze chiar de la sursă despre ceea ce se va întâmpla la Rădăuți și cât este de periculos. Noi nu avem o poziție oficială și unică a partidului, considerăm că într-o asemenea problemă delicată este normal ca să existe mai multe opinii în funcție de nivelul cunoștințelor fiecărui, eu știu, membru sau chiar consilier, dacă doriți. Și chiar mai mult încurajăm o diversitate de opinii, pentru că acest lucru ne va asigura că în situații delicate, eu știu, în situații în care lucrurile nu vor merge așa cum trebuie, noi să fim totuși avizați și să reușim să luăm deciziile corecte la momentul respectiv. Ne-am propus ca în următoarea dezbatere pe care o vom face, o dezbatere din nou internă, va fi, la următoarea dezbatere vom invita pe cineva de la Agenția de Mediu. Agenția de Mediu sunt cei care vor elibera autorizația pentru a funcționa această fabrică de adeziv și vom dori să aflăm de la dumneile lor dacă, într-adevăr, ceea ce ne spun cei de la Eger, că fabrica nu, care va fi construită în viitor, nu va polua, este adevărat, și să vedem cum vor monitoriza ei în timp acest lucru. Doresc să le mulțumesc pe această cale celor de la firma Eger pentru faptul că, cu toate că i-am avizându-i de faptul că vor fi și întrebări incomode, au răspuns invitației noastre. Mai avem invitații alături de membrii PSD din Rădăuți și un grup de din PSD de la Dornești, pentru că și ei sunt vizați de acest amplasament al fabricii Eger, precum și o asociație civică care și-a manifestat interesul față de dezbaterea noastră. Primarul municipiului Rădăuți a convocat pentru vineri 8 mai o ședință extraordinară a Consiliului Local, ce trebuia să dezbată 12 puncte înscrise în ordinea de zi. Dată fiind prezența scăzută a consilierilor locali, ședința a fost amânată.